Pacea Domnului tuturor, vă doresc o după-amiază plăcută și bine ne-a reîntâlnit din nou la străjerul prin Harul lui Dumnezeu, unde putem învăța, studia și ne putem pregăti. Mă scuzați pentru întârziere, am întârziat câteva minute. Aparatele nu mai vor, câteodată se strică. V-am spus de multă vreme că în curând o să avem probleme. O să transmit cu ele cât s-o putea, când nu s-o mai putea, mă voi opri până când voi cumpăra altă cameră. Am nevoie de o altă cameră, am nevoie de o placă de video și în momentul când le-o cumpăra, atunci voi putea să transmit din nou. Prin Harul Dumnezeu merge mai departe. Cât va merge, va merge. Când nu va mai merge, nu va mai merge, dragii mei. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să putem să mergem mai departe. Astăzi mi-a dat prima problemă foarte mare, că nu se conecta, nu era găsită, nu era nimica. No, așa se întâmplă când dai lucruri ieftine și no, oricum le-am folosit, sunt ceva ani de zile, sunt 3 ani de zile de când le folosesc consecutiv. Le vine și lor timpul când îmbătrânesc, nu sunt profesionale, nu sunt lucruri de valoare, dar putem să lucrăm cu ele. Mă bucur, dragii mei, în această dimineață, la ora întrebărilor, că suntem împreună. Vă spun un bun venit. Salutăm pe Irina Suhoverskaya, pe Natalia Moica, Ileana Martin. Bine ați venit cu noi. Salutăm și pe ceilalți în egală măsură. Domnul să ne dea înțelepciune și pricepere ca să putem să avem o oră interactivă în care să învățăm multe lucruri. Flor de trandafir, pacea Domnului și bine ați venit cu noi. Aștept întrebările dumneavoastră în această după-amiază. Gândiți-vă bine ce întrebări aveți. Voi răspunde în lumina Cuvântului Dumnezeu la ele. Și împreună, dragii mei, vom căuta să slujim pe Dumnezeu și să facem voia lui Dumnezeu în toate lucrurile. Înainte de a intra mesajul nostru în această după-amiază, aș vrea să ne rugăm. Mă voi pleca pe genunchi și dumneavoastră să mă însoțiți în rugăciune. Să ne rugăm pentru lista noastră de rugăciune și pentru Duhul Sfânt, ca Dumnezeu să le verse peste noi, ca El să ne învețe, să ne mustre, să ne îndrepte și să ne călăuzească în tot adevărul Dumnezeu. Bunule Tată care ești din ceruri, venim înaintea Ta la picioare Tale în această după-amiază, în acest Sabat Sfânt, să-ți mulțumim că ne iubești, să-ți mulțumim că ești Dumnezeul nostru, să-ți mulțumim că Te îngrijești de nevoile și de problemele noastre și nu ne-ai părăsit. Dă-ne putere, Tată, ca să ne ridicăm, să zămânim credincioși fie ce va fi, indiferent ce ne va costa, și să nu dăm înapoi de la adevărul și la lucrarea Ta. Revarsă Duhul Tău ce sunt peste noi, ca să ne dea gânduri bune, ajută să învățăm lucruri minunate în această oră, în care să ne apropiem unii de alții, să te cunoaștem unii pe alții, să te cunoaștem pe Tine. Te rugăm pentru lista noastră de rugăciune, că este mare nevoie ca Tu să intervii, să lucrezi prin Duhul Tău ce sunt. Ne predăm în brațul Tău și mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos acestea. Amin. Aurelia, pacea Domnului, Natalia Moica, pacea Domnului. Dragii mei, vreau să vă aduc la cunoștință că proiectul nostru încă rămâne deschis pentru tipărirea cărții Tragedia Veacurilor. Costă 6,30 o carte. Am anunțat și aseară și azi dimineață că proiectul nostru se apropie încet, încet către finalizare. Am strâns 3 părți din fondurile care sunt necesare pentru tipările cărții, ne mai trebuie încă o parte. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să putem să strângem și această parte, să putem să dăm drumul cât mai repede la tipar. Toți aceia care doriți și vă implicați în lucrarea Dumnezeu, aveți numărul meu de telefon. Vă aștept cu drag, vă aștept cu plăcere ca să putem să facem lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat. Este mare nevoie ca noi să lucrăm pentru Dumnezeu în timpurile acestea. Costel Petrovici, Elena Târlea, pacea Domnului și bine ați venit cu noi în această după-amiază. Aștept întrebările dumneavoastră, dragii mei. Vreau să vă spun că noi trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Noi trebuie, cum spuneam și de dimineață, să avem o experiență personală cu Dumnezeu. Noi trebuie să avem o viață care îi dă slavă lui Dumnezeu, o viață în care îl onorează pe Dumnezeu. Problema este că noi oamenii de multe ori avem o viață care credem că îi dă slavă lui Dumnezeu, dar viața care îi dă slavă lui Dumnezeu trebuie să fie o viață dintr-o experiență personală, doar noi și Dumnezeu. Noi nu trebuie să dăm mărturie de ce am auzit de la alții, ce am văzut noi și ce am auzit noi, spune Sfânta Scriptură. Noi trebuie să avem experiențe personale cu Dumnezeu, noi trebuie să-L mărturisim pe Dumnezeu, noi trebuie ca să-L aducem înaintea oamenilor pe Dumnezeu,
din propria noastră experiență. Duhul Sfânt nu va putea să coboare peste nimeni, peste aceia care nu doresc să aibă această experiență. Ucenicii, când l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos, spune, noi spunem ce am văzut, ce am auzit. Am văzut cu ochii noștri, am auzit cu urechile noastre, aceasta vă mărturisim și aceasta vă aducem și vouă. Ecaterina Ploitorul, bine ați venit cu noi în această după-amiază. Așa trebuie să avem și noi în aceste timpuri o experiență personală. Fiindcă noi, ca să putem să rezistăm în ceea ce va veni peste lumea aceasta, noi nici nu ne dăm seama de multe ori, noi nici nu... noi nici nu ne gândim și nu realizăm la ceea ce are să vină. Profetul lui Dumnezeu, sora noastră Elena, mai spune destul de clar că toate aceste lucruri se vor deplasa cu o repeziciune enormă. Noi oamenii nu știm asta și nici nu ne gândim ce se discută în guvernele lumii, ce se discută în parlamentele lumii, ce se discută în națiunile lumii, ce se discută peste tot, dragii mei. Deci, noi nu ne dăm seama ce se pregătește în timpul acesta, ce se pune la cale, ce lucruri vor veni pe pământul acesta. De aceea, dragii mei, noi trebuie să ne pregătim. Elena Târla spune, păcat că de câteva luni încă n-a ajuns la finirea această lucrare. Nu a ajuns la Elena, fiindcă nu a ajuns. Într-adevăr că sunt și ceva bani de strâns, că 10.000 de tragedii aveacului costă o mulțime de bani, costă în jur de 630 de milioane, costă bani grei, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că încetul cu încetul se... Eu aș fi vrut să dau drumul mai devreme la tipar, dar nu pot oamenii să facă lucrul acesta. A spus, dacă vrei ca să stipărim cartea, la prețul acesta trebuie să fie în cantitate mare, că nu putem să dăm drumul la tipar. Dacă vreau să mă duc să cumpăr cartea, trebuie să merg la editura Viață Sănătate, care, la o cantitate atât de mare, ne-o dă la 14 lei și nu-ți convine. 14 lei, adică mi-o oferiseră ceva mult timp în urmă, asta era prin luna lui martie, dar acum cred că s-ar putea să fie mai mult, poate să fie 18 lei sau 20 de lei, a crescut foarte mult, fiindcă la vânzare ajunge 20 și ceva de lei o tragedie a veacurilor. E foarte greu. Depinde. No, Dumnezeu știe de ce și pentru ce. De multe ori oamenii suntem mulți cu suspiciuni, suntem cu neîncredere, sunt cu tot felul de lucruri care, no, oamenii își pun întrebări. Dumnezeu știe pentru ce se întâmplă lucrul acesta. Eu nu pot să zic, aștept. Dumnezeu văd că lucrează încetul cu încetul. Dumnezeu are timpul potrivit, vremea potrivită. Dumnezeu ne încearcă, ne pune la probă pe fiecare dintre noi dacă vrem să participăm și să lucrăm pentru Dumnezeu. Maria Bologa, în pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această după-amiază. No, noi sperăm ca în curând să se facă lucrul acesta, ca să putem să dăm drumul la această carte. M-aș fi bucurat să pot să o iau mai devreme, m-aș fi bucurat să fi fost gata, m-aș fi bucurat că în timpul acesta să fi fost a doua tură în care să fi fost tipărite cărțile pentru timpul acesta. De aceea, dragii mei, mulți dintre noi suntem dispuși să facem tot felul de lucruri pentru noi, dar pentru lucrarea lui Dumnezeu este greu. Nu poți să obligi pe nimeni, nu poți să forțezi pe nimeni. Dumnezeu zice, anunță în mijlocul poporului, spune-le că este nevoie, cei cu tragere inimă, cei cu tragere pentru Dumnezeu, care vor să facă și să participe pentru Dumnezeu, aceia să facă lucrul acesta. Anunț de atâta timp, chiar că de data aceasta s-a strâns foarte greu pentru tipărirea acestei cărți. Înainte lucrurile mergeau mai repede, se strângeau mai repede, proiectele se duceau la îndeplinire, dar parcă de ce înaintează timpul, parcă și mai greu, și mai greu, și mai greu de fiecare dată. No, ce să facem? Dragostea se răcește. Dragostea multora pentru Dumnezeu, pentru lucrare, se răcește de multe ori. Dacă ne-am dat seama cât de mult valorează ceea ce Dumnezeu ne cheamă să facem față de ceea ce facem noi, lucrurile s-ar schimba. Dar nu e nicio problemă, fiecare om va vedea într-o bună zi alergarea lui, căutarea lui, valoarea pe care el a dat-o anumitor lucruri pentru cauza sau nu pentru cauza lui Dumnezeu. Dragii mei, mântuirea nu se oferă forțat. Mântuirea este un dar care vine de la Dumnezeu.
În mântuirea aceasta pe care oferă la Dumnezeu, pe care oferă Dumnezeu, noi creștinii trebuie să fim disponibili pentru a ne implica în lucrarea lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus a făcut această lucrare pentru salvare de suflete, același lucru trebuie să-l facem și noi pentru ceea ce este de salvat. Nu poți să fii mântuit dacă nu te implici în lucrarea lui Dumnezeu. Nu poți ca să beneficiezi de prezența lui Dumnezeu atâta timp cât n-ai dorință pentru a lucra pentru Dumnezeu. Și lucrul acesta nu se întâmplă numai la străjerul, se întâmplă, vorbeam și cu cei de la Iacov Israel, vorbeam și din alte părți, zice, voi fraților, nu știu ce se întâmplă, pe de la un timp de vreme lucrurile merg din ce în ce mai rău. Și am avut și o mică discuție care se întâmplă, că de multe ori Satana pune piedici în lucrarea lui Dumnezeu, se ridică oameni care vorbesc tot felul de lucruri care nu au nimic de a face cu adevărul. Cum s-a întâmplat, de exemplu, sabatul trecut, oameni care spune, Doamne, ți-am dat bani, că trebuie să mi dai înapoi, că trebuie să dai socoteală, că ești un borfas executare. Am verificat să văd dacă s-au dat bani sau nu s-au dat bani pe numele acelei persoane. Problema este că nu este. Dom'le, că facem un video, că ne întâlnim împreună, că trebuie să dai socotel, că trebuie să faci... Nimeni nu m-a contactat, nimeni n-a vorbit cu mine, am încercat să dau de aceste persoane. Problema este că ele m-au blocat pe mine ca să nu pot să dau de ele. Și de multe ori oamenii vorbesc tot felul de lucruri și tot felul de neadevăruri. Dacă oamenii s-ar ruga lui Dumnezeu, dacă oamenii aveau o comuniune personală cu Dumnezeu, dacă ei ar pune înaintea lui Dumnezeu prin post și rugăciune lucrurile astea, nu s-ar întâmpla așa. Oameni care sunt manipulați de Satana, oameni care sunt conduși ca să aducă răzmeriță, ca să aducă dezbinare, să pună piedică lucrării lui Dumnezeu. Nici ei nu fac lucrare, dar nici pe alții nu îi lasă ca să facă această lucrare. Că cineva spunea, dar de ce trebuie să apelez ca să... Păi da, suntem frați. Dacă vrem să fim mântuiți și vrem ca să lucrăm pentru Dumnezeu și să fim împreună concetățenii împărăției lui Dumnezeu, trebuie să lucrăm împreună. Dumnezeu ne-a chemat să fim un întreg, Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare dintre noi să participăm, să ne susținem unii pe alții, fie prin predicarea cuvântului, fie prin distribuire de cărți, fie prin tot felul de lucruri. Unul se roagă, unul muncește, unul dăruiește, unul distribuie, unul se ocupă cu tipărirea, unul se ocupă cu toate aceste lucruri. Același lucru este înaintea lui Dumnezeu. Până când oamenii nu vor ajunge, la fel ca ucenicii în camera de sus, nu se va întâmpla nici o minune. Nici o minune, dragii mei. Aștept în continuare întrebările dumneavoastră. Chiar nu aveți întrebări în această după-amiază? Vreau să vă spun, dragii mei, că ucenicii până nu mergeau în camera de sus, ei s-au închis acolo de frica fariseilor, de frica preoților, de frica conducătorilor care era la timpul acela. Ei se închiseseră, ei trebuia să meargă să dea mărturie până la timpul acela. Ei nu aveau aceea speranță pe care o avuseseră înainte cu Domnul Iisus Hristos. În momentul că s-au închis în camera de sus, ei au început să se roage, ei au început ca să-și mărturisească păcatele unii altora, au început să-și aducă aminte ceea ce Domnul Iisus Hristos le spusese. Domnul Iisus Hristos le spusese că este mielul de jertfă care se aducea de fiecare dată, el trebuia să fie vândut, haina lui trebuia să fie trasă la sorți, el trebuia să le aducă eliberare nu de romani și de surobia păcatului. Ei au început atunci să cunoască starea lor și să cunoască chemarea lui Dumnezeu, fiindcă ei își puseseră întrebarea că Domnul Iisus Hristos îi va elibera de surobia romanilor și nu de surobia păcatului. Și la momentul acela când s-au întărit, când a primit Duhul Sfânt și Duhul Sfânt a coborât peste ei, la momentul acela, dragii mei, lor nu le-a mai fost teamă, chiar dacă erau prigoniți, chiar dacă erau bătuți, chiar dacă erau în fața sinagogilor duși, la momentul acela ei cântau de bucurie, erau fericiți că și ei au putut să participe și să aibă parte de suferințele Domnului Iisus Hristos. Nimica nu le mai stătea în cale, chiar preoții și cărturarii la timpul acela se mirau că niște oameni necărturari, adică neînvățați ca ei, între ghilimele, cu studii și așa mai departe, puteau să dea această mărturie și aveau această îndrăzneală. Uite, avem pe Costel Petrovici, primul care pune întrebarea, cine era în rugul aprins pe munte cu Moise.
Știm destul de clar că pe muntele acela, atunci cu Moise, în rugul aprins, era Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a fost în rugul aprins, Domnul Iisus Hristos a fost când s-a dat cele 10 porunci pe Sinai, Domnul Iisus Hristos a fost stâlpul de nor și stâlpul de foc, Domnul Iisus Hristos este prezentat în Vechiul Testament, Domnul Dumnezeu cel veșnic, căruia trebuie să ne închinăm. Cineva spune astăzi că iar o erezie a adventiștilor cu închiderea Harului, iar o erezie a adventiștilor cu legea lui Dumnezeu, că toate aceste lucruri au fost făcute în Vechiul Legământ și nu în Noul Legământ. În Noul Legământ nu există aceste lucruri. În Noul Legământ Harul este pentru toată lumea, parcă în Vechiul Testament nu era Harul lui Dumnezeu, parcă în Vechiul Testament oamenii erau mântuiți în animale, parcă în Vechiul Testament animalul era care ridica păcatul omului, ci nu Domnul Iisus Hristos. Vedeți dumneavoastră ce înseamnă ca să nu-L cunoști pe Dumnezeu și să nu înțelegi? Vedeți dumneavoastră ce înseamnă de multe ori să citești doar Noul Testament și să nu ai nimic de a face cu Vechiul Testament, să-L împarți pe Dumnezeu în două? Se întâmplă de multe ori când noi împărțim lucrul acesta în două lucruri, niciodată nu o să avem cunoștința adevărului care duce la mântuire. Dacă noi lepădăm Vechiul Testament, automat lepădăm Noul Testament. Fiindcă Dumnezeul Vechiului Testament este Dumnezeul Noului Testament. Istoria și planul mântuirii vorbește despre unicul Dumnezeu care este prezentat în Sfintele Scripturii, despre care vorbește, se raportează la Domnul Iisus Hristos. De ce Sfânta Scriptură se raportează la Domnul Iisus Hristos? Pacea Domnului Sică, Simeon, bine ați venit cu noi în această după amiază. De ce se raportează la Domnul Iisus Hristos? Fiindcă El este Creatorul. El este care ne-a adus pe noi la viață, care a făcut cerurile mare, pământul și izvoarele și așa mai departe. El este care s-a ocupat de toate aceste lucruri. Marea luptă a început între Domnul Hristos și Satana și nu a început împotriva Tatălui sau a Duhului Sfânt. Marea luptă este doar între El. El care a creat, El care a adus la existență. Domnul Iisus spune, eu am adus la existență, eu sunt cel care am dat viață, toate lucrurile au fost făcute prin mine, toate se țin prin mine și toate vor fi și vor exista pentru veșnicie prin mine. Eu sunt sursa vieții. Eu sunt sursa vieții. Și de aceea Domnul Iisus Hristos este reprezentat, înțelegerea dumneavoastră, în felul acesta, fiindcă El este cel care este reactorul de viață, puterea de viață. Și El, când a fost acuzat de propria sa creatură, de Lucifer, El și-a luat responsabilitatea și-a asumat-o că El va trăi în pielea omului. Adică El, ca Dumnezeu, își va ascunde divinitatea în chipul umanității. El va lua natura umană. Nu se va folosi niciun moment de puterea care există în El și va trăi la fel ca omul. Autoritatea Lui va sta deoparte pentru o vreme și va da un exemplu că omul poate să trăiască legat de Dumnezeu. Doar prin Dumnezeu și legătura pe care o ai cu Dumnezeu vei putea să trăiești. Dacă nu vom face lucrul acesta, noi nu vom putea trăi. De aceea, de multe ori oamenii când nu citesc cu atenție Sfintele Scripturi, aduc invenții. Unii spun că Domnul Iisus Hristos a fost om care El, prin viața trăită și sfințită, a făcut acea legătură între divinul uman și a ajuns să devină Fiul lui Dumnezeu. Nu e adevărat, dragii mei. El a fost Dumnezeu, El va fi Dumnezeu, este și va fi Dumnezeu pentru totdeauna. Dar El, când a purtat chipul umanității și aveți pe pământul acesta, nefolosindu-se de autoritatea și puterea sa divină, a preluat. E un nume, e un prerogativ pe care Dumnezeu și l-a asumat ca Fiul al lui Dumnezeu. El va fi repus din nou în funcția și în statutul de Dumnezeu când se va termina lucrarea marelui plan de mântuire și cu sfârșitul păcatului acestuia. El din nou va fi repus acolo, fiindcă El a renunțat pentru o vreme. El nu a fost forțat de nimeni. El a renunțat, El a acceptat lucrul acesta pentru o vreme să fie deopotrivă cu omul. Noi de multe ori credem că Domnul Iisus Hristos atunci s-a născut, când Domnul Iisus a fost adus la viață de Maria, la fel cum vin oamenii pe pământ. Dar noi nu știm că prin puterea Duhului Sfânt,
S-a făcut această lucrare care el a coborât de la mărimea sa de Dumnezeu, care nu-l cuprind cerurile cerurilor. Care spune că scaunul de domnie este în al treilea cer și pământul este așternutul picioarelor sale. Noi nu înțelegem, noi nu trebuie să ne băgăm acolo, dar Duhul Sfânt l-a coborât la nivelul de embrion, de moleculă. Noi nu știm. Mi-aduc aminte că am văzut odată un film când eram mai tânăr, acum vreo 20 și ceva de ani în urmă, că cineva era bolnav. Și acum stau și realizez și mi-aduc aminte că și Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Și spune că omul acesta este bolnav, era bolnav, arăta în filmul acela și trebuia să fie operat. Dar nu puteau să ajungă cu laser, nu puteau să ajungă nimic, trebuia să coboare la nivelul unei molecule. Atunci omul acesta a intrat într-un aparat. În aparatul acela l-a transformat și l-a făcut la nivelul unei molecule mărunte, prin siringă, prin vasele de sânge, el a intrat în corpul uman. Acolo, după ce a intrat prin vasele de sânge, a trebuit să iese pe căile care erau puse de ieșire, prin vasele sanguine și așa mai departe, a mers prin stomac, a mers prin toate arterele până s-a dus și a găsit locul acela și l-a operat pe omul acela și a trăit la viață. A întâmpinat multe probleme, a trebuit apoi să fie scos afară și să fie readus la mărimea și la statura pe care o avea înainte. Wagner Iuliana, bine ați venit cu noi în această după-amiază. Deci același lucru s-a întâmplat și cu Domnul Iisus, dragii mei. Domnul Iisus spune, în mine este viața. Eu am putere să mi-o dau, am putere să o iau. Și am venit ca viața mea să o dau din belșug oilor mele. Adică tuturor acelor care vor crede în mine. Domnul Iisus este Dumnezeu cel veșnic care a coborât la statutul de embrion, s-a dezvoltat din nou, a venit la statura umană, de la statura umană s-a înălțat, este mijlocitor, este avocat și din nou va fi pus în statutul de Dumnezeu. Costel Petrovici spune, Ilie a fost răpit în corp. Păi da, Sfânta Scriptură vorbește destul de clar. În momentul când Elisei se ținea după el, la momentul acela, Ilie îi spunea, du-te încolo, nu mă duc absolut nimica. Spune-mi ce să fac pentru tine, vreau să-mi dai înduită putere din puterea ta. Lucrul acesta nu se poate, doar numai într-un singur fel. Dacă mă vei vede când voi fi răpit la cer, în momentul acela vei primi. Zice, tu cer prea mult lucrul acesta, dar totuși nu este cu neputință. Și el se ținea după Ilie și în momentul acela spune că a venit un car de foc, cu cai de foc, și l-a răpit pe Ilie. Ilie a aruncat mantaua și el atunci a luat-o. Deci, vedeți dumneavoastră, Ilie a fost ridicat la cer în corp. A fost ridicat în corp. Așa vorbește și spune Sfânta Scriptură. Denisa Stoienoiu, pacea Domnului. Sica Simeon spune, Domnul Iisus este învierea și viața. Cine crede în El nu va pieri niciodată. Cine crede în El nu va pieri niciodată. El este Dumnezeu. Stau de multe ori și mă uit, nu judec pe nimeni. Fiecare predică cum vrea, fiecare face ce vrea. Mă uitam în după-amiaza aceasta la un mare evanghelist. Poate greșesc eu undeva, mă rog ca Dumnezeu să mă ierte dacă greșesc, dar nu pot să fiu un reprezentant al Dumnezeu și să fiu un mare evanghelist, să vorbesc despre minunile rugăciunii, să vorbesc cum Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunile, cum Dumnezeu a intervenit de experiențele tale cu Dumnezeu și să stai cu mâna băgată în buzunar până la cot și să spui, Doamne, dar parcă mi se pare, nu știu, mi-e groază de multe ori când mă gândesc la lucrul acesta. Iisus! Parcă îmi stă ceva în gât aici, parcă nu pot să vorbesc la adresa Domnului Iisus Hristos, la persoana aceasta întâia umanității. Nu pot să mă adresez Domnului Iisus Hristos ca și unei persoane oarecare. Dacă te duci înaintea unui om, indiferent tu că ești evanghelist, că ești misionar, că ești experimentat în minuni cu Dumnezeu, dacă te duci înaintea unui om, domnule director, ai respect, nu stai cu mine în buzunar, nu stai rezemat, e o poziție corectă ca să fii primit, să fii acceptat, să poți să intri în discuție cu omul acela ca să ajungi la scopul pe care ți l-ai dorit.
dar înaintea lui Dumnezeu ne permitem oricum. Cum putem noi, înaintea Împăratului Universului, ca noi să facem lucrul acesta? Traian Cova spune, pace frate, te rog să îmi spui cine, ce drepturi are un prezbiter cu binecuvântare. Dragii mei, noi de multe ori oamenii considerăm că un prezbiter trebuie neapărat să aibă binecuvântarea aceea pe care să-și pună pastorii mâna peste ei și doar în felul acesta ei vor avea binecuvântare. Într-adevăr că păstorii aveau mare putere și mare autoritate înainte, dar de la un timp de vreme se vede că puterea este acaparată și transferată prin forță, nu de bunăvoie, asupra păstorilor. În orice biserică, nu vorbim numai la noi, dacă citim Sfintele Scripturi, ucenicii apostolii Domnului Iisus Hristos, ei erau un fel de prezbiteri. Înțelegeți dumneavoastră? Dar la un moment dat, ei au rămas pe postul de ucenici ai Domnului Iisus Hristos, ei mergeau și întemeiau biserici și după ce întemeiau biserici, puneau prin rugăciune. Duhul Sfânt le descoperea care este persoana potrivită la vremea potrivită și pentru lucrarea potrivită și postul potrivit în biserică și erau prezbiterii care se ocupau. Prezbiterii erau cei care dădeau cina, cei care oficiau la mormântări, la căsătorii, ei se ocupau de bunul mers al bisericii, ei se ocupau de darurile și de zepicimile bisericii, ei se ocupau împreună cu comitetul bisericii, care era că erau prezbiteri, erau diaconi care se ocupau de lucrul acesta și ei îmi făceau distribuirea. Dar de la un timp de vreme se întâmplă că este împotrivă. Că mulți o să zică, băi, dar tu ai ceva împotriva pastorului. Dar nu am nimic împotriva nimănui, dragii mei, eu vorbesc adevărul. De la un timp de vreme nu poți să mai vorbești adevărul lui Dumnezeu și nu mai poți să zici nimic, că de fiecare dată ești împotrivă când tu spui ceea ce stă scris. S-a ajuns de la un timp de vreme ca cel ce spune că stă scris să devină un dușman, un dușman, dragii mei, al bisericii, un dușman al păstorilor. Nu vorbește de nicăieri, nicăieri în Sfânta Scriptură că pastorul trebuie să facă, nici măcar nu vorbește de pastori acolo. Pe unii i-a dat păstori. Nu pastori. Și păstor ce înseamnă? Păstor putea să fie considerat Pavel, Petru, Ioan, Luca, Marcu. Păstor putea să devină prezbiterii care erau la timpul acela diaconii. Că spune pe unii a dat păstori, pe unii a dat așa, pe unii a dat așa. Dumnezeu a împărțit în fiecare categorie. Așa spune Sfânta Scriptură, destul de clar. Nu vorbesc eu, dar astăzi nu se poate lua cina dacă nu este pastorul, nu se poate oficia căsătoria dacă nu este pastorul, nu se poate botezul fără pastor. Oare pe timpul acela ce-au făcut ucenicii la timpul acela dacă n-aveau pastor? Nu trebuia să mai binecuvânteze și să mai boteze pe nimeni? Maricica Frunză, pacea Domnului, Rodica Popovici, Ioana Tudor, pacea Domnului și bine ați venit cu noi în această după-amiază. Deci vedeți dumneavoastră, dragii mei, de multe ori noi facem lucruri contrar Sfintelor Scripturi. Autoritatea aceasta este trecută, este trecută peste ceea ce cere Dumnezeu. Într-adevăr că apoi vine spiritul profetic și mărturile și spune destul de clar că pastorii trebuie să aibă așa. Dar pentru ce au fost stabiliți pastorii în organizația bisericii? Spune că pastorii trebuie să se ocupe doar de un singur lucru. Ei trebuie să fie plantatori de biserici, ei trebuie să lucreze în câmpuri albe. Dacă ei nu vor fi plantatori de biserici și nu lucrează în câmpuri albe, ei nu trebuie să aibă funcție în biserică, ei nu trebuie să fie plătiți din zecimile lui Dumnezeu. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Pacea Domnului Ioan Nica, bine ați venit cu noi în această dumneavoastră. Așa stă scris. Haideți atunci să rupem spiritul profetic, să rupem mărturile, să le aruncăm la gunoi și să credem ceea ce vrem. Că și așa de multe ori noi credem ceea ce vrem noi, ceea ce ni se spune, nu ceea ce stă scris. Nu, domne, stai puțin, că dacă tu vorbești, ești împotriva. Nu, domne, nu sunt împotriva nimănui. Nu doresc pâinea nimănui, eu mănânc pâinea mea. Nu doresc lucrul nimănui. Că n-am nevoie, îi mulțumesc de lucrul meu lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îmi poartă de grijă. Dacă aș fi vrut să fiu pastor,
aș fi putut să merg să fac o pregătire pastorală, dar nu am dorit lucrul acesta. Eu vreau să fiu un slujitor al Dumnezeu, să slujesc pe Dumnezeu și pot să slujești pe Dumnezeu în orice formă și în orice situație. Nu trebuie neapărat să fii pastor. Nu trebuie, dragii mei. Nu trebuie să facem lucrul acesta. Noi trebuie să rămânem la ceea ce spune Dumnezeu. Pentru asta spune Dumnezeu. Voi răspunde pe rând că văd, eu vă mulțumesc foarte mult că văd că sunt multe întrebări în această după-amiază. Avem aici Ecaterina Croitoru, spune, frate, sunt sărbători în Vechiul Testament, de ce nu se sărbătoresc când spune să fie veșnice pentru voi și urmașii voștri? Păi, sora Ecaterina, de exemplu, spune că veți fi în focul cel veșnic. Adică dumneavoastră credeți că focul cel veșnic, adică vei merge în iad și vei sta pentru totdeauna acolo, spune că în focul cel veșnic până va mistui pe toți, apoi spune că voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioare tale precum țărâna pământului. Adică Dumnezeu îi va mistui pentru veșnicie, ei nu vor mai veni la viață. Când se referă veșnic, adică până la un anumit lucru în care Dumnezeu a stabilit. Înțelegeți dumneavoastră? De exemplu, cineva îmi spunea așa, eu am cumpărat o hartă pentru GPS după internet. Și în momentul când am cumpărat acolo, în spaniolă îi spune actualizări para toda la vida. Para siempre. Adică pentru toată viața. Și au trecut un an și ceva de zile și la un moment dat harta nu se mai actualiza. M-am interesat și eu să văd, domne, mi s-a spus că este pentru totdeauna. Pentru toată viața am actualizări. Da, a spus cineva, e adevărat, dar pentru toată viața acelui program. Că, de exemplu, dacă acest program este dat în folosință, el este pentru totdeauna până când va apare o altă nouă actualizare, o altă nouă formă a hârții de GPS. Asta nu înseamnă că el va fi cât există lumea aceasta. Nu. Și pentru totdeauna înseamnă până când el va avea și de acolo vine o altă nouă ediție, o altă nouă actualizare care ia locul acesteia. Acolo când se vorbește în Vechiul Testament și spune că să fie veșnice pentru voi și urmașii voștri, ele au o împlinire unele între altele. Ele au de aici o formă până aici și spune că toate aceste lucruri au împlinire în Domnul Iisus Hristos și ele se transferă mai departe. Ele sunt veșnice pentru, unele sunt pentru popor, unele sunt pentru națiunile întregi și unele sunt pentru lumea întreagă de pe pământul acesta. Oricum Dumnezeu când i-a dat anumite legi și sărbători poporului Israel, zice că sunt făcute pentru voi și pentru toți, adică ele erau personal pentru poporul Israel, dar în realitate erau pentru toți oamenii. Și spune cei ce se vor adăuga la poporul acesta, dacă vor păzi ca voi legile și poruncile și sărbătorile și rânduielile pe care le-am dat, el va fi la fel ca băștinașul, îl voi urca pe muntele meu cel înalt și el va rămâne acolo și va fi considerat ca și un băștinaș. Ele când spune veșnic, adică până când se va împlini vremea lor. Până se va împlini vremea lor. Costel Petrovi spune, în Biblie spune că sabatul este ziua sfințită de Dumnezeu, dar ca și când este luna nouă, e sărbătoare la adventiști. Dragii mei, luna nouă este luna nouă, sabatul este sabatul. Sabatul face parte din porunca a patra, din cele 10 porunci al Dumnezeu care sunt de neschimbat. Cele 10 porunci sunt scrise însuși cu degetul lui Dumnezeu. Luna nouă este luna nouă, spune că acestea sunt sabate. Sabate înseamnă odihnă. Ai odihnă pentru lună nouă, ai odihnă la sărbătoarea corturilor, ai odihnă la Paște, ai odihnă la nu știu ce. Erau mai multe sabate, adică mai multe zile de odihnă, de sărbătoare înaintea lui Dumnezeu. Sabatul este o odihnă diferită care ți aduce la cunoștință că eu sunt Domnul Dumnezeul tău care am făcut pentru tine cerurile, marea, pământul și izvoarele și apele și tot ce este în ele. Eu ți-am dat viață, eu te-am adus la existență, eu sunt Dumnezeul tău.
apoi o sărbătoare veșnică care era pentru ei, care ei trebuia să o serveze, să-ți aduce aminte la sărbătoarea cortului, de ce? Că eu sunt cel care te-am adus, am dat țara în primire, că nu știu ce și așa mai departe. La Paște să-ți aduce aminte că eu sunt Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei și te-am adus în țara făgăduită. Deci erau sabate, uitați-vă și dumneavoastră, una este sabatul zilei a șaptea, una este sabatele pe care vi le-am dat. Dumnezeu spune că vă voi duce în robie datorită nelegiuirii voastre și țara se va odihni de sabatele ei. Nu spune de sabatul ei de unul, fiindcă sărbători, odihnă, sunt sabate la evrei, sabatele mele. Sabatele mele, e sabatul zilei a șaptea, sabatul de la sărbătoarea cortului, sabatul Paștelui, sabatul nu știu ce, sabatul nu știu ce, vi le-am dat toate aceste ca aducere aminte. Fiindcă sabat înseamnă odihnă, nu sâmbătă. Una este sâmbătă și alta este sabat, dragul meu. Sabat. Anastasia Lupu, pacea Domnului. Sică Simeon spune, sărbătorile au fost cu jertfele de animale în vechiul legământ, noi suntem în noul legământ, iar legea ceremonială a avut valabilitate până la Domnul Iisus, iar acum nu mai este valabilă. Frate Sică, într-adevăr că legea cu jertfele a fost până la Domnul Iisus Hristos și ea nu mai este valabilă în forma cu animalele, dar ea este în continuare valabilă. Ea nu s-a desființat. Adică, mielul care simboliza, care toate aceste lucruri și animale care aduceau, erau pe penumbra lucrurilor viitoare, spune că tipul s-a întâlnit cu antitipul. Adică toate acestea simbolizau către unica jertfă. Când în momentul s-a adus jertfa finală, care simbolizau și arătau către ea, la momentul acela, dragii mei, Domnul Iisus a preluat această jertfă și spune că s-a adus jertfă pentru totdeauna și cu sângele său a intrat în Sfânta Sfinților odată pentru totdeauna. Sângele acesta s-a vărsat odată pentru totdeauna și nu mai este nevoie, fiindcă animalul care era înainte să aducea jertfă, el nu aducea iertare niciunui păcătos. Animalul care le-a adus la timpul acela ca jertfă, înțelegeți dumneavoastră, ca jertfă, el nu ierta pe nimeni, se făcea un transfer, era un intermediar între om și Dumnezeu, ca să nu moară, murea locul, animalul în locul meu și în locul tău. Dar iertarea adevărată și harul care era dat la Dumnezeu, că era tot prin Domnul Iisus Hristos, fiindcă odată pe an se făcea ispășirea și atunci se făcea iertarea păcatelor. Fiindcă păcatele, dacă citiți cu atenție în Vechiul Testament, erau puse pe animal și sângele animalului era stropit pe coarnele altarului și rămânea acolo până la marea zi a ispășirii. Preotul ce făcea? Era un purtător al păcatelor, era un popor, un intermediar între popor și Dumnezeu și el prelua păcatele poporului asupra sa și le ducea în Sfânta Sfintelor, în fața legii, în fața altarului, în fața chivotului, unde Domnul Iisus era prezent în șechină, acolo, prin stâlpul de nor și atunci se aducea iertare. Spune că cel ce nu se va prezenta la ziua ispășirii să fie nimicit din poporul Dumnezeu, adică el nu dorea iertarea și nu dorea împăcarea cu Dumnezeu. Și el trebuia să fie prezent acolo. Această jertfă ea continuă, dar în forma adevărată, fiindcă tot ceea ce era în Vechiul Testament arăta către adevărata formă, către adevărata ispășire, către adevăratul plan de mântuire. Spune că toate aceste lucruri să fie ca o aducere aminte înaintea voastră, să le vorbiți copiilor voștri, din neam în neam, ca să știe, să cunoască și să înțeleagă. Toate aceste lucruri erau puse de Dumnezeu. Suzana spune, fratele meu, Domnul, îmi cer scuze pentru că de mai multe ori aud că tu zici de... Când tu zici de apostazie, ce înseamnă, sincer, că nu știu ce înseamnă. Apostazie înseamnă tot ce vine în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu, Suzana. Deci, dacă cuvântul lui Dumnezeu spune că este așa și eu vin și spun că nu este așa, dacă stă scris, Domnul Iisus spune cum stă scris, cum citești în Sfânta Scriptură, așa. Și dacă Dumnezeu spune așa și eu vin și inversez cuvântul Dumnezeu, adică îi aduc îmbunătății sau scot din el că nu-mi convine, este apostazie, este denaturare, este ieșire de la adevărata închinare pe care Dumnezeu a lăsat-o înaintea noastră. Ascultare de Dumnezeu și supunere de cuvântul Dumnezeu înseamnă că te închine adevăratul Dumnezeu. Ascultare de altceva înseamnă că ți-ai schimbat închinarea.
Apostazie înseamnă părăsirea adevărului, adică denaturare a cuvântului lui Dumnezeu. Înțelegeți dumneavoastră? Dacă Dumnezeu a pus o rânduială în toate lucrurile și spune jertfa aceasta trebuie să fie de dimineață, asta la prânz, asta de seară, au un caracter și un scop anume, care jertfa de dimineață trebuie să fie adusă așa, apoi trebuie să fie o floare a făinii, trebuie să fie cu un de lemn, trebuie să fie cu nu știu ce, cu nu știu cum, ea trebuie așa. Toate lucrurile și toate rândurile trebuia. Dumnezeu spune să nu aduci foc străin, fiindcă focul care era la altarul Dumnezeu era aprins de la Dumnezeu și nu de la oameni. Toate aceste lucruri trebuia rânduite. Dar noi de multe ori nu ne interesează, lăsăm focul lui Dumnezeu să se stingă, îl aprindem cu focul nostru, cu învățătura noastră, cu ideile noastre, cu pervertirile noastre. Dumnezeu ne spune, de exemplu, cum să ne închinăm, vorbeam de dimineață, felul de închinare, felul de rugăciune pe care trebuie să-l avem înaintea lui Dumnezeu și noi îl schimbăm. Toate lucrurile acestea înseamnă apostazie, adică este o învățătură contrară, este un revers al adevărului lui Dumnezeu. Henry Linoiu spune, pastorii doar să fure banii și să facă ce vor cu ei. Deocamdată eu nu pot să spun că n-am văzut niciun pastor furând, am auzit. Am auzit că au dispărut bani, am auzit că s-au făcut o felul de lucruri, dar eu n-am văzut pe nimeni. Și atâta timp cât eu n-am văzut pe cineva că a furat bani, eu nu pot să spun că fură bani. Dar n-am văzut pe nimeni că a făcut. Când văd că lucrurile nu merg așa cum trebuie, când văd că lucrurile nu sunt la locul lor, știu, mi-aduc odată aminte că un casier al unei comunități a furat din banii bisericii. De exemplu, primea 10.000 la oameni, trebuia să le înregistreze, pe bonul care îi dădea omului trecea 1.000 de lei sau 100 de lei cât îi dădea omul, dar în registrul bisericii el trecea 50 de lei, 30 de lei, 20 de lei, restul îi băga în buzunar. Da, pot să spun. Nu pot să zic că nu sunt printre păstori și furicioși, că sunt destui. Înțelegeți noastră? Dar nu pot să spun nimic de nimic. Într-adevăr, ce pot să spun? Că îi mănâncă pe nedrept din darurile și zecimile lui Dumnezeu, fiindcă ei nu lucrează așa cum cere Dumnezeu. Sfânta Scriptură și Spiritul Profetic spune, Apostolul Pavel spune, niciodată n-am mâncat din drepturile chiar dacă mi se cuveneau. Eu am muncit cu mâinile mele la facerea de corturi, n-am cerut nimănui nimic, eu am propovăduit, am lucrat pe munca mea și pe osteneala mea. Apoi Spiritul Profetic vine și spune că păstorii, dacă vor să mănânce din zecimile lui Dumnezeu, trebuie să fie plantatori de biserici, să lucreze în câmpuri albe, de biserici să se ocupe diaconii, prezbiterii, ei trebuie să se ocupe de toate lucrurile din biserică. Păstorul poate să revină din când în când prin biserică, odată la nu știu cât, poate să predice și el în biserică, să vadă dacă comunitatea merge bine și este la locul ei. Astăzi păstorii au ajuns șefi. Da, pot să spun lucrul acesta. Octavian Văduva, pacea Domnului. Ioana Tudor, frate, eu merg în cadru. Nu știu cum să procedez, să pun și eu bani pentru cartea Tragedia Veacului. Cum să procedează? Aveți numărul meu de telefon aici, Ioana Tudor. Mă puteți contacta pe numărul de telefon și o să vă dau datele respective și adresa sau un cont în care dumneavoastră puteți să trimiteți banii pentru lucrarea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc din toată inima. Ecaterina Cocoru spune, da, mulțumesc mult, frate, am înțeles, Domnul să vă binecuvânteze. Și pe dumneavoastră la fel. Avem Flori Neagu, pacea Domnului. Ioan Nica, frate, cum se face că în comunitățile bisericii advente sunt persoane care nu cred ca profet pe Ellen White? E normal să nu creadă, frate. E normal. Orice pădure are uscături. Orice om nesfințit este liber să aleagă ce vrea. Cuvântul lui Dumnezeu spune destul de clar în Sfânta Evanghelie că năvodul Evangheliei, când este aruncat, ce prinde? Pește și bun și rău. Selecția o va face Dumnezeu la timpul potrivit. Se întâmplă lucrul acesta și este. Da. Nu este o obligativitate ca toți să creadă. Normal ar fi ca toți să creadă. Dar nu este o obligativitate ca tot să creadă. Sunt oameni care nu cred, sunt oameni care n-au nimic de a face cu Dumnezeu și pe ei nu interesează. Că, de exemplu, foarte mulți care s-au botezat în Biserica Adventistă au avut niște scopuri bine definite și ascunse. Unul s-a botezat când va muri să-l mormânteze pocăiții ca să nu cheltuie bani, altul s-a botezat de frica sfârșitului, altul de frica judecăților, altul de frica plăgilor, altul de
nu știu fiecare ce l-a motivat. Când te motivează Dumnezeu, îl crezi pe Dumnezeu și pe profeții săi. Când nu te motivează Dumnezeu, nu crezi. Cine mă iubește, spune Dumnezeu, păzește poruncile mele. Cine nu mă iubește, nu păzește poruncile mele și este un mincinos și adevărul nu se găsește în el. Asta spune Dumnezeu. Noi suntem liberi să credem. Dumnezeu ne-a dat libertate. Ionel Ionică, vă salut și eu cu mare drag. Suzana spune mulțumesc frumos, Domnul și pe dumneavoastră să vă binecuvânteze. Denisa Stoionoiu spune, frate, aș dori să vă întreb că avem un frate care ia persoane la ocazie în sabat și le ia bani. Ăla nu-i frate și nu-i adventist. Eu nu iau bani la ocazie nici pe timpul săptămânii dacă mă întâlnesc cu cineva. De multe ori mă duc, am treabă și merg de la Deva, Brad, Arad, unde merg la mine acasă. Și în momentul când mă duc acasă, sunt oameni care îmi fac cu mâna la ocazie. Într-o zi îmi face o doamnă cu mâna la ocazie și am oprit și am luat-o cu mașina. Am văzut-o că se zgârmă în gentuță, scoate portofelul, să scoate bani și vă rog frumos să nu scoateți bani. Păi de ce? Păi zic, nu vă iau bani, că eu tot merg în direcția aceasta și eu nu iau bani. Eu nu iau bani. Cum să iau bani dacă eu merg în direcția asta cu mașina? A, dacă m-aș duce intenționat pentru cineva... Zice, domnule, du-mă și pe mine undeva, domnule, măcar... Și s-a întâmplat lucrul acesta și zic, măcar plătiți benzina sau gazul sau motorina aceea la mașină și încolo nu vă iau absolut nimic, dacă are bani. Dar sunt oameni care n-au bani și zice, domnule, am și o nevoie, o urgență, uite, vreau să mă duc. Am pus de la mine 10 lei, 15 lei și m-am dus și l-am dus pe om și a făcut treaba, m-am întors înapoi, că nu are bani. Nu are bani. Dar mai ales în saba să iei bani, este o rușine, că tu nu pleci cu mașina, tu te duci la adunare, tu în timpul ăsta vrei să faci și negoți, vrei să fie... să fii și sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Ce să facem, dragii mei? Rușinea s-a dus, respectul, teama de Dumnezeu, toate aceste lucruri. De multe ori vrem ca niciodată să nu pierdem. Lasă că dacă e sâmbătă, eu merg la adunare cu mașina, să nu cumva să pierd nimic, să nu pierd nici benzină, mai că să la ocazie, mai o pe cineva, mai cu tare. Pe mine asta mă interesează, pe mine nu mă interesează. Noi nu știm să facem bine, noi nu știm să facem nimic și nici nu ne interesează absolut de nimic. Aia nu sunt frați. Omul acela care face lucrul acesta nu poate să fie frate în Domnul nostru Iisus Hristos, nu poate să fie un frate al bisericii noastre dacă se comportă în felul acela. Dragii mei, oamenii care au bani, oamenii au mașini care au bani, oamenii care au avere, au mașină. Ei nu stau la ocazie. La ocazie stau doar oamenii amărâți și necăjiți. Oamenii care au familie numeroasă, oamenii care sunt văduvi, oamenii care trec prin situații grele. Nu sunt oameni cu bani, dragii mei. Rare ori mai găsești un om cu bani. Eu știu un om cu bani care stă la ocazie de fiecare dată și când plec cu mașina le iau cu mine, dar săracul este noră în casă. El n-are niciodată niciun cuvânt de spus, banii de la serviciu nu ajung în mâna lui și ajung pe mâna soției și a socrilor și pentru el săracul, când stai de vorbă cu el, zice, eu nu mă bag. Eu n-am nimic de zis, eu nu pot să spun nimica. Găsești și oameni din aceștia. Dar el n-are nici permis, n-are nici mașină, are socru, are fiul sau are nevasta, el n-are nimic săracul, parcă ar fi zdreanța satului. Găsești și oameni din aceștia. Oamenii care sunt cu bani, oamenii care sunt de pastă bună, cum se zice, de familie bună, nu stau la ocazie. Trebuie să înțelegeți lucrul acesta. Și noi vrem de multe ori să ne îmbogățim pe seama amărâților care se duc și ei. Poate strânge un bănuț să ajungă și el la o piață, să ajungă și el la un oraș, să se ducă și el în altă parte și noi de fiecare dată trebuie să îl luăm. Eugenia Voiculescu, pacea Domnului și dumneavoastră să vă dea Dumnezeu putere, mă bucur că sunteți cu noi aici. Am fost pe la Tantilena de curând și am vizitat-o și pe la Neacodin, am vorbit cu ei. Mă bucur că sunteți cu noi aici în această după-amiază. Și așa, dragii mei, că faceți bine, purtați-vă ca niște sfinți, că și Dumnezeu la rândul nostru, când vom avea nevoie, Dumnezeu ne va întoarce binele înapoi de fiecare dată. Marius Sensei, pacea Domnului și bine ați venit cu noi în această după-amiază.
Aștept în continuare întrebările dumneavoastră. A, uite că Octavian Văduva spune despre Trinitate, ce pot spune, pentru că și multe discuții, spiritul, profetul, ce spune. Da, am înțeles ce spune spiritul profetic. Dragii mei, haideți să nu vorbim în primul rând despre spiritul profetic, că poate mulți dintre noi, Doina Rusu, pacea Domnului, poate mulți dintre noi zice de multe ori și avem o reține, Doamne, stai puțin, că ele nu ai, că Dumnezeul lor, hai să vedem ce spune Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură spune, începe Sfânta Scriptură că la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Pe deasupra apelor, pe deasupra pământului, Duhul lui Dumnezeu se împlimba. Nu vorbește despre aburul lui Dumnezeu, despre suflarea lui Dumnezeu. Spune că Duhul lui Dumnezeu se împlimba. Dom'le, doar o persoană se poate împlimba. Duhul Sfânt arată destul de clar că este persoană. Doi la mână. Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră și Dumnezeu a făcut om după chipul și asemănarea Lui. Când Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră, înseamnă că în dumnezeire sunt mai multe persoane. Înseamnă că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au fost prezent acolo. Spune că Duhul Sfânt i-a călăuzit, spune Isaia, pe poporul Israel prin pustie, dar ei s-au împotrivit și El i s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Domnul Iisus Hristos este stâlpul de nor și stâlpul de foc și Dumnezeu care a dat cele 10 porunci. Domnul Iisus, care vorbea mai devreme de El, spune, eu sunt mai înainte de Avram, eu îl cunosc pe Avram și Avram n-ar fi făcut faptele acestea pe care le faceți voi. Dacă voi ați fi fiul Avram, ați face faptele lui Avram. Vorbește destul de clar. Domnul Iisus Hristos spune destul de clar. Vorbește destul de clar și spune, mă voi sui la Tatăl meu și vă voi trimite un alt mângâietor care El va lua de la mine și vă va da vouă. Cum eu am văzut la Tatăl meu, eu fac ceea ce face Tatăl meu. Tatăl meu lucrează și eu lucrez. Eu nu fac nimic de la mine, din Duhul Sfânt nu va face nimic de la El, El va lua de la mine și vă va da vouă, vă va învăța, vă va mustra, vă va călăuzi, vă va face, vă va descoperi că sunteți călcători ai legii, ca voi să vă îndreptați și să vă schimbați, că voi sunteți vinovați. Duhul Sfânt spune că mi s-a părut potrivit. Puneți-l deoparte. Apostolul Pavel spune, mi s-a părut potrivit nouă și Duhului Sfânt. Dragii mei, Sfânta Scriptură ne arată clar că Dumnezeul cel veșnic, unicul Dumnezeu, este format dintre cele trei persoane. Noi nu ne închinăm la trei Dumnezei diferiți. Și sunt trei persoane ale Dumnezeirii care formează un singur Dumnezeu căruia trebuie să ne închinăm. Dacă citim și mergem și la Spiritul Profetic care ne este descoperit prin Profetul lui Dumnezeu, spune destul de clar că la darea poruncii, acolo era prezent și Tatăl, era și Fiul, era și Duhul Sfânt. La moartea Domnului Iisus pe cruce, când s-a făcut o întunecime la momentul acela, înțelegeți dumneavoastră? De ce credeți că s-a acoperit, s-a făcut întunericul acela când încă soarele era pe cer? Eu n-am știut de ce s-a făcut întunericul acela. Eu am crezut că s-a făcut întuneric datorită morții Domnului Iisus Hristos, e într-adevăr. Dar spune că întunericul acela care a coborât peste cruce și acolo era prezent și Tatăl, era prezent și Duhul Sfânt. Dumnezeu și-a acoperit slava cu întunecimea aceea ca să fie aproape de Domnul Iisus Hristos care își dădea viața pentru omenirea căzută în păcat. Și noi spunem că nu e adevărat. Apoi vine Sfânta Scriptură și spune, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns. Sau Domnul Iisus spune, Tată, prozăvește-mă cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Eu înainte nu eram fiul tău, eram Dumnezeu, aveam o slavă, aveam o putere și o autoritate. Acum, prin planul de mântuire, sunt fiul tău, dar te rog să mă prozăvești cu slava pe care o aveam înainte. Dragii mei, dacă am citit Scripturile, pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu am înțelege. Dar dacă le citim anapota, o să înțelegem anapota. Flor de Trandafir spune pentru că prezența Tatălui era la cruce. Mai am văzut aici niște răspunsuri, trebuie să mă uit. Da, Simeon zice, Sica Simeon zice, cine ia bani în sabat pentru anumite servicii calcă sabatul. Dar nu pentru anumite servicii, noi nu trebuie să luăm bani pentru niciun serviciu.
Sabatul este sabat, dragii mei. Da? Este sabat. Și noi trebuie să înțelegem lucrul acesta. Florin Enache, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această după-amiază. Marius Sensei spune, fiecare să se cerceteze pe el însuși. Noi nu trebuie să facem ce zice păstorul și ce zice Dumnezeu. Amin. Dragii mei, putem să facem și ce zice păstorul. Că cuvântul lui Dumnezeu spune că voi să ascultați de autorități. Fiindcă autoritățile sunt lăsate de Dumnezeu. Dar până unde? Până la Dumnezeu. Dacă păstorul corespunde a ceea ce stă scris în Sfintele Scripturi, noi avem obligația morală față de Dumnezeu în primul rând, apoi și cel de lângă noi, prin autoritatea cu care Dumnezeu a investit aceste lucruri, să ascultăm de ei. Până la Dumnezeu. În momentul când ei se abat și fac rabat de la ce este drept și ceea ce este sfânt din partea lui Dumnezeu, nu aveți nicio obligație, nici din partea lui Dumnezeu și nicio responsabilitate față de nimeni să-i ascultați, să vă supuneți și să le urmați sfatul. Așa spune cuvântul Dumnezeu. Până la Dumnezeu. La un moment dat ucenicii sunt chemați în fața Sinedriului și în fața Marelui Preot. Li se poruncește să nu mai vorbească numele, sunt bătuți în primul rând. Apoi sunt izgoniți și spune... Nu v-am porunci noi vouă să nu mai vorbiți în numele lui Iisus Hristos? Să nu mai vorbiți în numele acesta? Și spune, se cade oare ca noi să ne temem mai mult de oameni decât de Dumnezeu? Nu! Noi trebuie să ne temem mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Deci, dragul meu, preoții erau lăsați de Dumnezeu. Serviciile divine, templul de la Ierusalim... Toate lucrurile erau lăsate prin planul lui Dumnezeu. Dar vine timpul când Dumnezeu spune vi se va lua autoritatea și respectul cu care ați fost respectat și cu autoritatea cu care ați poruncit. Ascultarea față de voi nu mai este valabilă fiindcă voi nu mai mă reprezentați pe mine ca o autoritate supremă. Și în locul autorității supreme în care ar trebui să fiu eu, ați deveni voi. Același lucru se întâmplă și în zilele de astăzi. Flor de Trandafir spune așa, Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în veci de veci să fie lăudată. Amin. Amin, dragii mei. Pentru că prezența Tatălui era la cruce. Amin. Maria Bologan spune, slăvit să fie Domnul în veci. Marius se zice, eu am zis pentru păstorii care nu fac voia lui Dumnezeu. Da, și eu am explicat mai departe, frate Marius Sensei, ca să înțeleagă și ceilalți. Ca să înțeleagă, ca să facem o diferență între păstorii care sunt pentru și care nu sunt pentru Dumnezeu. Fiindcă sunt și păstori care slujesc pe Dumnezeu, care au teamă de Dumnezeu, chiar dacă au intrat în sistemul acesta, chiar dacă au intrat în lucrarea aceasta, la un moment dat, cuvântul lui Dumnezeu spune că unii dintre ei se vor ridica, se vor trezi, vor face o lucrare foarte mare din corpul pastoral care se vor dedica lucrării lui Dumnezeu, poziții pe care trebuie să o ia pentru Dumnezeu. Nu toți care sunt acolo sunt, dar în altă parte spune cuvântul lui Dumnezeu care mă uimește și spune că după ce a venit încercarea cea mare, după ce va veni strâmtorarea lui Dumnezeu până la marea strigare, spune că toți au fugit. La fel ca și în grădina Ghefseman când l-a părăsit pe Domnul Iisus Hristos. Și în momentul acela spune că după marea aceasta încercare și strântorare care va veni, profetul lui Dumnezeu a văzut că s-a ridicat unul școlu și au început să prăvădească Evanghelia Dumnezeu și să ducă lucrarea lui Dumnezeu mai departe, dar dintre păstori n-am văzut nici măcar unul. Om vedea. Dumnezeu știe. Marius se spune amin, pastorul care l-avem noi la biserică e un om cu temere de Dumnezeu. Amin, mă bucur să aud și lucrurile acestea. Mă bucur. Într-adevăr sunt și oameni care se tem de Dumnezeu. De exemplu, eu astăzi după ce am terminat școala de sabat am fost la biserică. Nu-l cunosc bine pe păstorașul acesta, este un păstor tinerel. Mi-a plăcut foarte mult, a fost cina Domnului.
au uitat să ne anunțe și pe noi. Am ratat de data aceasta cina Domnului ca să putem să mergem, ne împărtășim împreună, dar am fost prezent acolo, că nu am fost pregătit pentru cina. Și vreau să vă spun că a ținut biserica într-o solemnitate deosebită. În momentul când a anunțat că trebuie să se facă, să meargă să se facă spălarea picioarelor, în momentul acela a ținut adunarea în cântări continuă, ca oamenii să nu se dea la vorbe deșarte, ca atenția lor să nu fie distrasă în altă parte. Spunea fraților, ori propuneți voi, ori propun eu, haide să cântăm, haide să lăudăm pe Dumnezeu. Au mers înainte, că nu era spațiu pentru să facă toți, au mers înainte surorile și au făcut spălare picioarelor, apoi au mers și frații, când s-au dus surorile, frații au cântat, când au plecat frații, au venit surorile, s-a cântat, deci a fost o armonie plăcută pentru cina Domnului. Chiar mi-a plăcut astăzi. Nu am ce să zic. Dom'le, când este drept, când este cinstit, Dumnezeu spune, dă-i cinstea cui îi se cuvine și respectul celui care îi se cuvine să-i dai respect. Nu pot să zic nimic, deci nu am nimic împotrivă. Când văd un om care aduce biserica și comunitatea într-o stare de sfințenie, într-o stare în care să respecte pe Dumnezeu și să se teamă de Dumnezeu, nu pot să vorbesc nimic de omul acela. N-am nimic de zis, n-am nimic împotriva ceea ce face. Și așa n-am nimic împotriva nici celor care fac rău, e treaba lor, face fiecare ce vrea. Noi când vorbim, vorbim împotriva păcatului, fiecare alege să facă ce vrea și este liber să slujească în felul care vrea. Dragii mei, dacă mai aveți o întrebare, vom continua. Dacă nu ne vom opri, a venit ora pe care noi am stabilit-o pentru ora întrebărilor. Mă bucur că în această după-amiază am putut să fim împreună. V-am spus, eu pot să mai rămân cu dumneavoastră și încă o oră de aici încolo. Dacă mai aveți întrebări, să ne simțim bine, că altceva nu avem de făcut, este sabatul Dumnezeu, putem să învățăm lucruri pe care Dumnezeu ne le pune la dispoziție fiecăruia dintre noi. Haideți să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, să-L slăvim pe Dumnezeu prin învățăturile de folos care ne dau o viață plăcută și un caracter plăcut înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu mai aveți întrebări, eu voi încheia. Ne vom despărți și prin harul Domnului ne vom întâlni din nou marți seara, dacă Dumnezeu va dori. Nu știe niciunul dintre noi câtă viață avem, cât timp vom trăi pe pământul acesta. Dumnezeu știe, Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. El este stăpânul, El dacă dorește să ne lase în viață, El ne lasă în viață, El dacă vrea să ne retragă viața scobărând în locuința morților, binecuvântat să fie Domnul pentru toate hotărârile pe care le ia. Fie că se face orice lucru, Dumnezeu este spre slava lui Dumnezeu. Și pe dumneavoastră să vă binecuvânteze Domnul și să vă poarte de grijă și să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să ne întâlnim pentru marțea viitoare. Flori de Trandafir pune, poți să iei în altă adunare Sfânta Cină, cea de taină? Da, poți să iei în altă adunare. De ce să nu iei? De ce să nu iei? Poți să o iei în altă parte. Normal ar trebui ca cina, mi-aduc aminte din ce am citit cu ceva timp în urmă, Denisa Luca, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această după-amiază. Cina Domnului nu ar trebui să fie împărtășită la oricine și oricum și necunoscuți. De exemplu, Domnul Iisus Hristos trimite ucenicii și spune, duceți-vă în satul cu tare, la casa cu tare, vedeți că are o cameră de sus și spuneți-i că măgărușul trebuie Domnului, că și camera de sus este timpul ca el vrea să ia cina doar cu ucenicii și nu cu nimeni altcineva, ar trebui ca cina să se dea persoanelor care sunt cunoscute. Domnul Iisus Hristos nu retrage pe nimeni din poporul său la cină. Domnul Iisus Hristos nu a retras nici pe Iuda, chiar dacă știa că Iuda îl va vinde. L-a lăsat în continuare, dar i-a făcut cunoscut și i-a spus că unul dintre voi mă veți vinde. Și atunci trebuia să se cerceteze cum a făcut toți ceilalți și spune, Doamne, nu cumva sunt eu. Nu au căutat să vadă, dar ia să vedem cine e vânzătorul. Și zice, nu cumva sunt eu. Și în momentul acela când Iuda a pus și el întrebarea, Domnul Iisus spune, a întins mâna în blid, i-a dat să mănânce și zice, du-te repede și fă
ce ai de făcut. Și în momentul acela, Iuda a plecat și l-a vândut pe Domnul. Deci cina trebuie luată cu persoanele cunoscute, chiar dacă îl știi că a făcut răul, i-a dui la cunoștință, nu-l poți opri de la cina Domnului, ca el să se cerceteze, să se verifice, ca să nu ia cina spre osândă și să o ia spre binecuvântare. Cina nu se poate lua cu străini. De exemplu, chiar dacă te duci în altă comunitate, ar trebui să știe despre dumneata și despre unul și despre celălaltul, să se știe cine ești, de unde ești. Dar nu este un păcat dacă te duci în altă parte ca să iei cina Domnului. Ioan Nica spune, frate, m-ați la ce oră? La 8 și jumătate este programul la care ne întâlnim. S-ar putea ca în curând să schimbăm, dar cred că o să lăsăm până la schimbarea de oră să schimbăm ora la care să ne întâlnim. Normal, pe timp de iarnă, programul este la ora 8. Înțelegeți dumneavoastră? Dar vom lăsa tot la ora și 8 și jumătate până la schimbarea de oră. Marți seara este la 8 și jumătate, vineri seara la 8 și jumătate, sâmbătă dimineața la 8 și jumătate avem școala de sabat, sâmbătă după amiaza la orele 18, la orele 6 avem ora întrebărilor. Dragii mei, Domnul să fie cu noi cu toți până când ne vom întâlni din nou împreună. Toți care doriți să vă implicați în proiectul nostru pentru tipăria cărții Tragedia Veacurilor, aveți numărul meu de telefon, mă puteți contacta și haideți, dragii mei, să dăm drumul la acest proiect cât mai repede, că deja a trecut o perioadă destul de lungă. Vă doresc în continuare o săptămână binecuvântată, Domnul să fie cu voi cu toți, prin Harul Domnului ne vom despărți și în încheiere vom asculta trei melodii. Vă doresc din nou o săptămână plină de Har și prezența lui Dumnezeu să fie cu voi cu toți.